Dacă am rămâne doar cu această cântare, am câștigat imens de mult. Dar eu cred că mai încă putem câștiga încă câteva lucruri valoroase în această seară. Să ai un prieten nu doar pentru acest pământ. Cum zic românii, să ai o pilă, nu? Dar așa o pilă fără limitări. Un prieten. Un prieten care niciodată să n-aibă telefonul ocupat sau să nu fie în ședință și să aibă resurse infinite. Da, vorbeam între noi ieri despre hrana minții și așa. Deci, pentru cei care n-au reușit să vină aseară, aș vrea să recapitulăm pe scurt. Primul lucru pe care l-am formulat aici, l-am subliniat între noi, a fost faptul că s-a descoperit științific în ultimile 30-40 de ani, s-a descoperit științific și a devenit mainstream, adică învățătura principală în psihiatrie și în psihologie, cum că al nostru creier este extrem de plastic. Termenul era neuroplasticitate, adică, respectiv, creierul se transformă într-un mod uluitor. Spunea doamna dr. Caroline Leaf ieri, pusesem pe ecran, că se transformă clipă de clipă. Deci aceasta este o veste extraordinar de bună. Nu poți să spui, sincer fiind, în 2019-2020, că așa sunt eu. Ca să-ți scuzi anumite defecte de comportament sau de caracter. Sunteți de acord cu mine? În lumina la această afirmație că creierul se transformă. Dom'le, poți să spui, așa am fost în ultimii 40 de ani. Dar aleg să nu mai fiu pentru că simt că e contraproductiv. Deci, creierul se transformă. E o veste extraordinar de bună. O să revenim asupra ei în această seară. Dar acest lucru este și rău sau foarte rău. Pentru că dintr-un om drăguț poți să devii o fiară. Pentru că creierul se transformă. Depinde de ce fel de gânduri sunt permise să treacă prin creierul nostru. Și așa ajungeam la conceptul de hrana pentru minte. Ce gânduri îmi permit? Și zicea Solomon, împăratul înțeleptul pământului, nu? Spunea așa, pentru că așa cum gândește omul în inima lui, așa și este, adică așa devine el. Punct. Asta e treaba. 3000 de ani în urmă, deja Dumnezeu le spunea la oameni, iar domnii savanți în neuroștiințe descoperă și dumnealor în ultimii 35 de ani. Și trageam noi între noi că suntem cam înapoiați, nu? Dar e bine măcar că acum am descoperit. Redeau de creștini cu Biblia lor învechită, cum au și prostie de la Pavel, de la creștin, un, da, care să zică, prin înnoirea minții. Care înnoire? Te naști cu un creier, aia e. Așa ai primit de la ancestrii, prin moștenire genetică, cu așa ceva lucrezi. Greșit! De ce? Pentru că neuroplasticitate, pentru că al nostru creier se transformă pe zi ce trece, mărindu-se, amplificându-se sau, dimpotrivă, îngustându-se, slăbindu-și capacitățile prin proastă folosință. Pentru cei mai tineri sau pentru copii sau pentru nepoți, dacă vreți să le spuneți, studiile spun că în jurul vârstei de 15 ani există o autoevaluare a creierului. Și el stabilește așa, nu? Ca organ făcut de Creatorul Infinit. Tu ne consum cam mult față de ce face al meu adolescent stăpân cu mine. Adică doar pe tabletă, nu-și bate capul foarte tare nici pe la matematică, îi se par cam complicate lucrurile, nici pe la fizică, nu se omoară, nici cu alalte, dacă are de făcut un referat decât să muncească pentru el două zile, preferă să-l descarce de pe internet. Adică, și creierul zice așa, în traducerea mea, pentru noi, ca să înțelegem pe limba noastră de nespecialiști, zice așa, consum prea multă energie pentru așa mic lucru de făcut, tasks to do, da? Prea puțin am de făcut, domne, mai... Știți ceva ce creierul? Au filmat treaba asta.
Mă gândeam și eu, Doamne, ce făceam eu pe la 15 ani? Taie până la jumătate din dendritele de care dispune, adică legăturile acelea dintre nucleii neuronilor cu care se interconectează creierul între sine, nu? Neuronii aceștia cu ceilalți, dendritele, sunt așa niște prelungiri ale celulei neuronale, nu? La capăt sinapsele cu care se conectează la alți neuroni. Un neuron poate avea mii de astfel de legături, taie, prea stufos pentru nimica toată. Cum se transformă creierul? Păi în felul acesta. Dar invers, hai să luăm partea bună. Să-ți bați capul, să faci bine, să nu zici ca românul în ultimii 25 de ani, Doamne, la cât ne plătesc să fie mulțumiți. Mor de ciudă când mă aud, cum să zic, așa, când aud în jurul meu astfel de afirmații. Asta nu e gândire de fiu de Dumnezeu, de răscumpărat, de cerul lui Dumnezeu, de jertfa infinită a lui Iisus Hristos. Cum să zici, pentru cât mă plătesc să le fie de bine. Și dacă te bat în loc să te plătească, merită să faci perfect, cum deja vorbeam la răspunsul la întrebările dumneavoastră. Asta e ideea. Putem folosi creierul nostru înțelept, tema conferinței era cum gândim, sau putem să-l folosim cum o fi, adică nu ne prea batem capul. Încă o dată vă mulțumesc că ați venit la aceste conferințe, sperăm să fie aprins o scânteie de la Dumnezeu în mintea dumneavoastră, cu privire la valoarea inestimabilă a comorii pe care o avem în cutia craniană. Pentru că Dumnezeu, la temelia guvernării sale, are principiul libertății. Dumnezeu ne lasă și ne face liberi. Ne-am încurcat cu diavolul, ne-a furat libertățile, e complicat. S-a complicat infinit mai tare Dumnezeu, plătind pe o cruce cu viață, ca să ne ofere libertatea. Sunteți liberi să vă folosiți mintea bine sau, și nu mai zic cum e cealaltă variantă, că nu-s decât două. Dacă o folosim bine, dacă facem alegerile corecte, înțelepte, în lumina Tatălui Ceresc care ne sugerează, dar niciodată nu ne obligă, nici nu ne sperie, ei bine, vom ajunge bine, nu pentru că eu spun cine sunt eu să-mi dau cu părerea, ci pentru că Dumnezeu a spus și ca să-L credem, L-a lăsat pe Fiul Său Iisus Hristos să moară pe cruce și apoi L-a înviat a treia zi. Da, Dumnezeu nu minte, chiar e serios când își propune să facă din noi ființe veșnice. Asta e ideea cu creierul, suntem liberi, zicea Scriptura, de veți voi și de veți asculta, adică libertatea, dacă vrei, dragă, dacă nu vrei, a infinitul, a tot puternicul Dumnezeu, să vede neputincios. Citez alt verset în Scriptură, poate că l-ați mai citit și dumneavoastră, zice așa, ce aș mai fi putut să fac viei mele și nu i-am făcut? De câte ori v-am strâns, cum strânge găina puii sub aripi? Și n-ați vrut casa lui Israel. Adică, nu? Pentru noi astăzi nu mai suntem israeliți, noi suntem creștini. Poporul meu creștin, 96% în țara asta zice că am fi creștini. Cum plânge Dumnezeu despre noi, de la Parlament în jos? Haideți că mai citiți ziarele, nu? Cum plânge de creștinii lui? Vrea să ne strângă lângă el, vrea să ne îmbibe cu gândul lui, cu valorile lui, cu noblețea lui. Și noi cu giumbușucuri din astea, cu... Nu vreau să... Mi-o luați în nume de rău. Nu jignesc pe cineva, nu cu dumneavoastră sunt eu înciudat, ci în general cu o anumită limitare a noastră prin alegerea răului sau prin nealegerea binelui. Asta e treaba. Undeva în zona aceasta vrem să ne gândim puțin. Haideți să vedem. Deci, originile după Scripturi, pentru că nu avem timp să dezbatem de ce așa sau altfel, respectăm orice alte convingeri, suntem creaționiști, dacă îmi permiteți în seara asta vorbim doar din punctul acesta de vedere. Bun, suntem creați după chipul lui Dumnezeu. Planul divin al Dumnezeirii, să facem om după asemănarea noastră. 1. Dumnezeu e înțelept. 2. Dumnezeu e veșnic. 3. Dumnezeu e dragoste. Și a venit ideea lui Dumnezeu, ce ar fi să facem o replică la noi înșine? Pentru că ne fiind egoist,
Nu-i părea în ciudă că, iaute, e cineva la fel de interesant ca el însuși. Și a vorbit Tatăl cu Fiul Iisus Hristos, Fiul Veșnic, și să facem un ceva ca noi. Și să-L facem liber. Și să-L lăsăm să se dezvolte, oferindu-I la îndemână tot ce putem să-I oferim. Și pe măsură ce vor trece mileniile infinitului veșniciei, vor deveni aceste creaturi ale noastre tot mai asemănătoare cu noi înșine. Wow, ce plan! Așa a vrut Dumnezeu, pe scurt, nu i-a ieșit. Nu că nu i-ar fi ieșit, ci pentru că în libertatea sa, omul, adică Adam, și cu soția lui Eva, au ales pădos. Cum gândim? Păi uite, așa au gândit ei, că dacă faci altfel decât Dumnezeu, tot bine ți iese. Vi se pare modernă sugestia? Adică așa, pântre legi, te duci la păhorurile din Parlament, întrebi pe domnii care ne conduc cum să face și se pare o parte de ei, dumnealor chiar să pricep, cred eu, așa ca să fim răutăcioși în seara asta, cum să faci printre legi, dacă mai trebuie, mai schimbăm legi, ați văzut, ne-am făcut de râs în toată Europa, că schimbăm legi ca să pice bine, nu? Da. Și au crezut că le iese bine. Și am intrat într-un ceva pe care îl numim păcatul și despărțirea de Dumnezeu, care nu e un ceva juridic, am călcat banda continuă, am trecut pe galben, n-a murit nimeni, nu a durut banda în niciun fel când am călcat eu cu cauciucul. Nu, e simplist să gândim așa. Păcatul e o cangrenă, e o lepră, e un cancer nenorocit care strică structura. Și iată-ne la 6.000 de ani mai târziu de la păcatul lui Adam și a Evei. Cam cum arătăm. Și cam cum gândim. Mulțumim lui Dumnezeu. Da. Un verset. Așa, apropo de tristețea locului în care am ajuns. Zice, Domnul Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din mintea, din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Trei sublinieri. Toate în fiecare zi numai. Întrebare. Mai faci ceva cu tipul ăsta de oameni? Mai se rezolvă ceva? A tot iubitorul creator a examinat și a spus din păcate nu. Au ales deja. Nu mai au niciun neuron în care să mai pot interveni cu harul despre care cântau prietenii mei din grupul Amiel. Nu? Harul. Prin harul său cântau la un moment dat la refren. Ce faină cântare! Harul este impenetrabil în inimile lor. Nu poate să mai facă nimic. Adică, scuze, deci nu harul impenetrabil. Platoșa prostiei, nebuniei, păcatului, i-a împietrit atât de tare că nu mai poți să faci nimic. Care a fost soluția? Diluviul. Potopul lui Noe. Pe scurt. Deci asta este. Zice că am citit și eu suprema nebunie a oamenilor este să facă aceleași lucruri și să aștepte consecințe diferite sau rezultate diferite, nu? Să nu cădem în așa ceva, pentru că vrem să fim înțelepți, să folosim gândirea. Adică să nu continuăm răzvrătirea, să presupunem că tot o să fie ok. Că nu o să fie. Bun. Hai să vedem. În starea noastră de corupți din pricina păcatului, mai putem schimba ceva, se mai schimbă mintea. Iată întrebarea retorică a Scripturii. Poate etiopianul, negrul, să schimbe pielea sau pardosul, petele? Tot așa, zice versetul. Puteți voi să faceți binele. Voi care sunteți obișnuiți sau deprinși, da? Căi mentale, cognitive, da? Ai făcut un lucru de 486 de ori, deja pe acolo pleacă gândul când mai 487 oară ai de făcut ceva. Gata! Automatisme ale creierului care spuneam că se adaptează și se transformă permanent. Te-ai deprins să faci răul. Poți să mai faci binele. Învățam ieri, nicio mânie, nicio
amărăciune, nicio bârfă, nicio, să nu treacă prin mijlocul vostru, să nu se audă. Nu? Așa am citit versetul ieri. Binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce... Superb, viețuire, putem? Putem? Deci, ieri am încercat să înțelegem cum ar merita să trăim, ce să facem, nu? Care-i țelul? Încercăm în seara aceasta să răspundem la întrebarea cum să ajungem acolo. Pentru că dacă s-ar opri Biblia la ce scrie pe tablă, am fi terminați. Mulțumim lui Dumnezeu că are soluții. Și că fiind Creatorul chiar știe cum funcționează creierul nostru și mintea noastră. Și dacă îi permitem, știe cum să le dreagă. Care mai e soluția atunci? Sunt doi medici, un chinez, da? Și un italian. Xiaoping Ren și Sergio Canavero, de la Torino, care au spus, fain, schimbăm capul. În 2017 a citit în presă ultima trăznaie care a mai trecut prin capul acestor minunați medici, taie capul omului și pune altul. Pe scurt, așa explicat la noi la Bacău, cam așa ar veni planul dumnealor. Au mers în China, a explicat domnul Canavero că în Europa și în America nu-i se permite, a mers în China. Se pare că i-a reușit pe câine sau pe maimuță. Vă întreb, deci lăsând deoparte infinitele întrebări ale lumii medicale vis-a-vis această trăznaie, ce ziceți, ar fi o chestie? Când ai luat o razna cu totul, staie capul, pune alt cap mai bun? Nu? Ce ziceți? Ar fi fain? Întrebarea, printre multe altele foarte complicate, e și dacă ar fi posibil, tu cine ai fi? Cel care ți-a dat capul sau cel care e reprezentat de picioarele, intestinele, stomacul și mâinile tale? Cine ești când primești celălalt cap? Foarte. Nici dumnealor nu știu să explice, nu ne băgăm, n-am curajul să intru în această discuție. Vă sugerez o contraofertă a Creatorului care zice, superb, mai frumos, mai etic, mai nobil, și zice așa, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Dacă îmi permiteți, vreau să revin la o întrebare pe care am omis-o intenționat. Și care zicea așa. Dacă persoanele cu care noi suntem buni, iertători, împotriva cărora nu vrem răul și în general eu îl păstrez în suflet, îl apreciez pe Dumnezeu mereu, iar respectiva persoană nu apreciază, te consideră neadecvat și așa mai departe. Nu vrea să te înțeleagă, să-ți înțeleagă gândirea, faptele, știința mea, ce ar trebui să fac. M-a durut. Când vrei să te porți ceresc și te consideră neadecvat. Soluția lui Dumnezeu. Nu te potrivi sistemului lui de gândire. Suntem, prin harul lui Dumnezeu, în altă grupă de pământeni. Nu mai buni, ci mai privilegiați, mai iubiți. Am avut acces la altfel de informație, ne-am luminat, nu că suntem noi mai luminați, ci pentru că am permis lui Dumnezeu să ne lumineze. Uitați-vă ce spune Pavel. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia și gândirii lui pe ansamblu, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi voia lui Dumnezeu, cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Asta este oferta lui Dumnezeu. Nu să-ți schimbe capul, ce să-ți schimbe? Dacă vrei, și doar în măsura în care vrei, mintea. Nu-ți schimbă personalitatea, nu-ți spală creierul, cum spuneau colegii mei în clasa 8-a, că s-ar întâmpla cu mine, că cu Biblia aia voastră, de la Bocăiți.
Da, ți-a spălat creierul. Nu! Pentru că e împotriva libertăților lui Dumnezeu. E prea înțelept Dumnezeu să-l comparăm cu Ceaușescu, care ne scotea pe noi în Ploiești să strigăm când trecea dumnealui cu Kim Il Sung. Să zicem, Ceaușescu, Kim Il Sung. Mi-aduc aminte, aveam 6 ani când strigam pe Bulevardul Ploieștiului treaba asta. Nu! Pentru că Dumnezeu nu acceptă decât un serviciu din dragoste. Să putem înțelege voia Lui, cea bună, plăcută, înseamnă avem nevoie de altfel de minte, nu de altfel de cap. Cu aceiași neuroni, cu aceeași cutie craniană, cu aceiași organe, viscere, etc. Să devii alt om, fără să-ți pierzi personalitatea. Asta e planul. Ce ziceți? Nu-i mai fain? Oferta lui Dumnezeu. Și la urmă să zică, uite ce fain mi-a reușit. E o replică interesantă la mine însumi. Adică să redevenim asemănători cu Dumnezeu, nu? La sistemele de gândire, nu identici, nu clone, ci asemănători cu El, compatibil cu El și cu valorile Lui, superb. Asta înseamnă ordonarea minții. Din dezastru pe care l-a făcut păcatul în creierul nostru, Dumnezeu să le reașeze la locul Lui. Imaginați-vă că ajungi pe mâna, nu a domnului Canavero, la Torino sau la Shenzhen, să te duc acolo să stai capă, spun altul, Doamne, scapă-ne de ei. Da? Ajungi în camera, da, de specialitate a lui Dumnezeu. Oare cum o face? Apropo de tehnologii. Păi îmi imaginez că nici nu are ce să folosească, nu știu ce lasere sau așa. Pentru că El ordonează materia așa cum IT-știi fac codurile. Știi, scrii codul în computer, dai un enter și aia se întâmplă. Tot înseamnă informație, nu? Până la urmă, genetic înseamnă că suntem informație. Celulele, da, nu mă pricep eu așa de bine, dar cât am reușit să înțeleg, e fantastic. Dacă Dumnezeu reordonează informația asta și Dumnezeu zice și se face, ce șansă avem, prieteni. De ce atunci, într-o clipă, nu devenim mai buni? Încerc un răspuns. Pentru că nu vrem. Nu vrem. Am vrea așa mai cu binișorul. Doamne, în următorii 5 ani sau 15 să mai o las și pe aia, mai săptămâna viitoare sau peste 3 ani mai o las și pe cealaltă. Și îl complicăm pe Dumnezeu. Ar putea Dumnezeu așa să ne schimbe. Dar stai un pic, copiii mei nu mă lasă cu binișorul. Așa, să tai, cum zice, coada la măță, câte un pic, câte un pic. Așa ne complicăm noi, apropo de felul cum gândim. Da, să vă prefaceți, să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Și încă un gând frumos, păzește-ți inima, adică mintea. Păzește-ți mintea mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Deci ideea cu becul nostru, nu? Care să reprezinte cumva gândirea și pe care l-am tot proiectat pe ecran în ultimile 2 zile. Da, uimitoarea capacitate a creierului nostru de a se adapta, revenind, cum vă promiteam, pe scurt, doamna din fotografie, Cheryl, s-a îmbolnăvit din cauza unei medicații excesive și și-a pierdut echilibrul. Deci organul de echilibru, acolo în ureche undeva, distrus 98%, și cădea până la 50 de ori pe zi. Cădea. S-a complicat în infern viața dumnei ei, deprisos să spun că n-a mai putut merge la servici. Până la urmă, soțul ei, să nu-i punem note, dar rău a făcut, a părăsit-o. I-au trecut gânduri suicidare după 3 ani de astfel de infern. Cădea, vedea gropi în fața ei, încerca să își pierdea echilibrul, simțea cum se învârt toate în jurul dumnei ei. A încercat, a cheltuit averi prin tot felul de clinici și a ajuns într-o clinică în care trata doctor Merzenich. Și au făcut un experiment. I-au pus pe limbă un senzor, chestie de vreo 30 ceva de ani, nu era așa de dezvoltată tehnologia precum e astăzi, au pus pe limbă un senzor conectat la un computer, iar pe cap i-au pus un mecanism mai complicat, asemănător cu cel din telefon, un giroscop așa. Când învârți telefonul, ați văzut, se învârte și... Da, un deștept electronic era mai bădăran. Observați, Dida mai... Deci nu era așa nanotehnologie, era mai masiv. O cască pe cap cu un giroscop legat la computer, au reglat curenții electrici.
au trimis semnalele trimise de acel giroscop de pe cap pe limba doamnei Cheryl Shields. Și acum echipa de medici i-au spus, acum ridică-te, stăteau în jurul dumneavoastră să vadă, pică sau nu pică, mai cade? Că n-avea echilibru natural, pentru că se arsese acel circuit al creierului, vă spuneam, nu? S-a ridicat, s-a învârtit, s-a plecat, nu mai avea nicio problemă. Deși ceilalți medici batjocorise pe domnul Merzenich, zic, ce nebunici, ce treabă are limba omului, Doamne, scapă, ce medic, cine te-a făcut pe tine medic? Pentru că nervul gustativ ajunge în altă parte în creier și asta cu echilibru ajunge în altă parte în creier. Ce treabă are cruda cu nesărata, adică vezi, îți bagi joc de femeie, pui aia pe limbă. Când au văzut că stă în picioare și că e bine și că așa, a început să se învârtă, fericită, că a scăpat de iadul ăla de a cădea. Zice că a făcut doi pași de dans cu domnul Merzenich, știi, cu salvatorul dumneaei. Ca să scurtăm povestea, după ce au deconectat treaba, 20 de minute efecte remanente. Adică i-a rămas capacitatea de echilibru fără să mai aibă ceva conectat, nici la limbă, nici la giroscop. Și pe urmă iar a căzut. I-au mai pus din nou, au mai ținut 20 de minute, din nou 20 de minute efecte remanente. Oh, dar au trecut săptămâni, tot așa făceau, 20 de minute de exercițiu cu acest cască, cu așa, cu giroscop și cu senzor pe limbă, 4 ore efecte remanente, peste 3 luni, 8 ore efecte remanente, adică de 2 ori pe zi își punea casca și pornea treaba și toată ziua nu cădea niciodată. Finalul finalului, n-a mai pus nimic, creierul a învățat. Să nu mă întrebați cum, pentru că v-am spus cu tot dragul că eu am fost fotograf. Am studiat limbi străine, deci chiar nu știu cum au făcut, dar așa creier avem. A învățat creierul doamnei Cheryl să-și păstreze echilibru. Urcă pe munte, pilotează avion, a devenit CEO pentru nu știu ce companie, numai nu zice că s-a recăsătorit cu fostul soț. Asta, din păcate. Sau din fericire. Creierul nostru cu care decidem, cu care hotărâm, cu care iubim sau urâm, cu care invidiem sau cu care suntem altruiști și empatici, depinde de cum alegem, creierul nostru, extraordinar de minunat, construit, proiectat de Dumnezeu veșnic, deși ne-am depreciat de 6.000 de ani de păcat. Nu pot să nu mă entuziasmez citind astfel de scrieri medicale. Povesteam cu domnul doctor Barbu, care le înțelege din alt unghi, mult mai profund decât mine, studiind medicina ani de zile. E fascinant! Și vă rog, citiți pentru dumneavoastră, ca să vedeți cum ne respectă Creatorul. Adică cum? Cu limba și cu organul de echilibru, ca să o ducem până la capăt povestea. Adică a pornit de pe limba Doamnei informațiile, de codul pe care le dădea acel, giroscop, nu? Redus la nivelul milivolților cum funcționează sistemul nostru nervos și a primit pe limbă și a mers pe nervul gustativ unde ajunge nervul gustativ. Și ce a înțeles al dumneiei creier? Stai așa, că informația nu-i dulce, sărat, acru, etc. Asta e informație despre echilibru. Asta e pe alt layer. Și explica domnul doctor că creierul funcționează pe leiere, așa. Și dacă acum pe zona asta aici, temporal sau nu știu unde, frontal sau occipital, e specializat în cutare, e pe leierul cutare. Dar dacă ajunge altfel de informație, nicio problemă, creierul se adaptează. Asta este uimirea și minunea. Hai să vedem ce învățăm pentru noi din acest lucru. Zice așa, învățați-vă să faceți binele. Înțelegeți conotația versetului biblic? Adică nu poți să spui, nu pot, am încercat de 17 ori, nu-mi iese, asta e. Păi nu, insistă, cere ajutorul lui Dumnezeu și fiind cu una de succes, învață. De ce? Pentru că ți-am dat, spune Dumnezeu, un astfel de creier, care învață până și lucruri imposibile. Spunea domnul Norman Doidge în cartea dumnealui despre creierul se transformă. Creierul se transformă. Spuneam că o puteți găsi în Bacău, cartea. Zicea așa, doamne, fantastic, capacitatea de adaptare. Zice, n-ai cum să nu te uimești
până unde merge, nu? Sunt oameni care au avut accident, mâna amputată și doare degetul al patrulea, nu? Degetul inelar, nu? Sau cum se numește. Da. Îl doare în fiecare zi și în fiecare noapte. Dar de fapt el n-are mâna de la cot în jos, nu mai are. Și suferă oamenii de ani de zile și au ajuns la astfel de clinici. Și a învățat doctorul, pune mintea să oblige creierul să se termine cu prostia asta, că nici n-are degetul ăla. Haide! Și fac exerciții cu pacienții, în 2 luni nu-l mai doare pe om degetul inexistent. De ce? A rămas pe nervi o amprentă pe creier, cum că te doare din momentul accidentului degetul nu știu care, a amputat doctorul chirurg, nu mai ai mâna, dar încă te doare degetul ăla. De ce? Pentru că creierul a rămas cu o informație falsă acolo. Ce avem de făcut? Superbă soluție științifică. Folosește-ți mintea să oblige creierul să-și facă treaba corect. Adică, cine conduce ființa noastră? Păi nu creierul conduce, ci mintea conduce creierul. Superbă ideea lui Dumnezeu. Prieteni, ce vorbim aici? Religie sau știință? Păi e tot una. Dacă vorbim de știință adevărată, este mână în mână cu religia adevărată. Și eu tot către asta tind, nu spun cu am, dar asta vreau să am în fiecare zi. Învățați de la mine, spunea Dumnezeu, Iisus Hristos, blândețe, smerenie și veți găsi odihnă, apropo de întrebări, la servici, când te consideră neadecvat, când te înjură, când te calcă în picioare sau când te aplaudă. Nu contează. Superb. Învățați. Hai să vedem. Procesul ordonării minții, pe scurt, o analiză, adică ne liniștim și ne gândim, băi, ce cu viața mea? Cum mă aflu, de fapt? Stați comod într-un fotoliu, rugați-vă la Dumnezeu și gândiți-vă, ce vreau eu de la mine? O analiză, sinceră. Nu vă gândiți ce zic ceilalți de dumneavoastră. Gândiți-vă ce ziceți dumneavoastră și cu Dumnezeu de dumneavoastră. Analiză. 2. O viziune. Unde vreau să ajung? Care e țelul vieții mele? Îmi propun succesul în felul X sau în felul Y? Îmi propun la 80 de ani sau așa? Sau îmi propun veșnic, apropo de oferta lui Dumnezeu? Până la urmă, ce vreau? Și în funcție de această viziune, ca să o facem inteligent, nu? Luăm decizii. Decidem. Așa se ordonează minte. Ne-am liniștit, am analizat, am stabilit unde vrem să ajungem și apoi ne folosim voința, nu? Luăm decizii. O să revenim imediat. Apoi, după ce am luat decizii, nu-i suficient, trebuie să luptăm pentru acele lucruri cu consecvență. Creierul nu învață de pe o secundă pe alta cum și ce fel, dar învață. Și dacă îl ții cu mintea în frâu, zicea Pavel, superb, zice, încingeți-vă coapsele minții voastre, adică strângi cureaua creierului și ești pe aici sau pe aici, că n-ai alte variante, ai înțeles? Gata. Și atunci, după legi pe care Dumnezeu le-a pus în funcționarea creierului nostru, asta se întâmplă. Au fost oameni care au primit un pistol, așa întâmplă, și a spus, ai 4 ore să rezolvi cutare, dacă nu zbor creierii, ai priceput. Și au făcut lucruri care, în minimum, în echipă, se făceau în 12-14 ore. De ce? Păi de frică. Creierul săracul pus la, nu știu câți, cum să zic, de câte ori mai puternic curent electric să funcționeze de către minte, a trebuit să se execute. A pornit și niște câte miliarde de alte circuite, nu? Cognitive și a rezolvat treaba. Sunt fapte studiate, cum se zic, de către știință. Au mai făcut, ca să înțelegeți că chiar așa stau lucrurile, condamnat la moarte, au avut experiment. I-au spus, domnule, facem cu tine un experiment, oricum te punem pe scaun electric, e destul de rău să mori pe scaun electric. Zice, dar vrem cu tine să facem, dacă vrei. Dacă nu, cu tot America nu mergi unde ți-e loc. Și omul a zis, bine, sunt de acord cu experimentul. Și i-au spus așa, uite, îți tăiem venele și o să se scurgă sângele, și o să, la un moment dat, o să leșini pentru că nu mai ai oxigen și nici nu știi când ai murit. Decât pe scaunul electric e mult mai neplăcut. Ce zici? Da, gata, bine, așa aleg să mor. L-au legat de un pat ca să nu se zbată, i-au pus mâna mai jos, au luat vârful bisturiului, i-au zgâriat pielea, așa că să-l usture un piculeț, și au avut sub pat montat un sistem cu picurător. Nici măcar nu curgea sânge de la el de mână. Și pic, pic, pic,
curgea ceva. Și pe mâna lui simțea cald, așa cum se prelinge și cum cutare, și în mintea lui își imagina cum să scurge sângele lui de criminal condamnat la moarte. Rezultatul, ce credeți că s-a întâmplat? Când s-a oprit picurătorul, a murit. Cu tot sângele la locul lui, n-avea treabă, nu cursese o picătură de sânge. De ce a murit? Pentru că i-au păcălit mintea. Mintea i-a păcălit creierul și creierul a păcălit tot trupul. Și gata, acum a murit. Ah, nu mai curge, suntem gata. Și a murit săracul. Da, fapte trecute în cărțile de știință ca atare. Da. Putem folosi aceste abilități ale creierului în favoarea noastră. Deci, analizăm, ne propunem un țel, luăm decizia că asta avem de făcut. Eu, voi, cum zicem în românește, da? Voi înseamnă de la voință. Așa o să fie, asta e viitorul. Asta vreau, nu dorința, dorința e altă poveste. Bun. Și apoi consecvența cu care luptăm către aceste țeluri, iar în cele din urmă, puterea și bucuria. Doar câteva cuvinte despre ele. Haideți să vedem cum funcționează. Ce înseamnă, de fapt? Felul în care am fost creați este schematic în acest fel. Facultăți superioare, facultăți inferioare. Da? Și avem posibilitatea să trăim astfel sau avem neșansa să trăim exact pe dos. Adică facultățile inferioare să ajungă să domine, cum spunea domnul doctor că i-a spus prietenul? Nu pot să mă las de nu știu ce, nu? Nu pot. Așa? Adică gustul nu mă lasă. Păi n-ai cap, n-ai rațiune, n-ai voință, facultăți superioare, cum gustul nu te lasă? Ajungem pe dos. Adică așa cam cum ar veni? Cam așa. E o casă din Austria, o puteți vizita, făcută efectiv cu capul în jos. Zice că după 20 de minute de vizitat acest muzeu, te doare capul. Pentru că creierul interpretează că ceva, ai băut o travă. Adică cum să le vezi pe toate? Da. Și nu e singurul. Aceasta e în Statele Unite. Zurli oamenii ca să sugereze lucruri. Noi le folosim ca să înțelegem cum e când te ia inima pe deasupra minții. Haideți să vedem ce înseamnă facultăți inferioare, facultăți superioare. Facultățile superioare, pe scurt, rațiunea, capacitatea noastră de a cântări lucruri, complexă, fantastică, conștiința, altă minune a lui Dumnezeu, imposibil de explicat, nu, de către evoluționist, spre exemplu, foarte complicat. De ce știi că e rău? Deși cineva îți explică contextual așa că ar fi bine, în ceva acolo îți vine un ceva, Dom'le, asta nu-i moral, de unde știi? Copilul de unde știe? Da? Conștiința, glasul lui Dumnezeu care ne vorbește. Și de asemenea, imaginația, înaltă capacitatea minții noastre. Din nimic să-ți proiectezi în minte cum ar putea fi. Inventatorii, gândiți-vă, atâtea lucruri care s-au făcut pe pământ, din pricina că niște oameni au viziuni diferite decât noi ceilalți obișnuiți, nu? Imaginăm tânărul îndrăgostit care se gândește cum o să fie cu mireasa lui, care devine, nu, soția lui și așa, și cum o să ducă ceaiul la... Ce fain, măcar dar face în felul acela, apropo de consecvență. Imaginația, fain. Și deasupra lor, la capitolul facultăți superioare, voința. Șeful, da? Regele, nu președintele. Deci ultimul cuvânt îl are voința. Asta am decis. Și acum câteva cuvinte, facultățile inferioare. Ce putem spune? Instinctele, inclinațiile, pasiunile, gusturile, obiceiurile care intră tot la facultății inferioare, automatismele, gusturile. Îmi place măr, nu-mi place banană. Nu trebuie mulți neuroni să stabilești, n-ai motive de ce îmi place Ana și nu-mi place Vasilica. Absolut imposibil de explicat. M-am căsătorit cu o fată pe care o iubesc, cred că e unică pe pământ. Uitați așa la mine, că nu știți.
cu cine m-am căsătorit. Înțelegeți? Pentru mine, da. De ce? Păi n-am cum să explic. Da, gusturile, nu? Înclinațiile e mai complicat. Te-ai obișnuit într-un fel, îți vine mai ușor în acel fel, nu? Și dacă felul acela e rău, înclinațiile sunt împotriva noastră. Construim obiceiuri dacă le dăm apă la moară. Obiceiurile devin de oțel la un moment dat și ne leagă fedeleși. Adică, vorbesc cu colegul meu, care am copilărit în aceeași mahala, băi, lasă-te de fumat, știi ce faci cu tine. Ce, nu pot? Cum adică nu poți? Ești liber, ai minte în cap, ai rațiune, ai imaginație, știi ce o să pățești în niște ani dacă nu te lași, gata! De ce nu poți? De ce? Spuneți-mi dumneavoastră. Gustul, bătălpina, înclinația, obiceiul strâmb. Dar ia să vedem partea frumoasă, obiceiurile bune. Ai reușit 21 de zile să-ți formezi un obicei bun, nu? Să zicem, nu mai ne supărăm, cum ziceam ieri, nu mai ne enervăm, din niciun motiv. Am hotărât, ne-am rugat, Dumnezeu ne ajută, gata. Și vine o provocare din asta, spunea cineva, cum reacționăm în situații limită? Mă gândesc la Dumnezeu, îmi spune așa, asta că nu e foarte grav, e doar grav, bun, trece și asta, peste 5 ani oricum am uitat, hai să vedem cum o dregem. Te-ai liniștit, te gândești la rece, ai un Dumnezeu care sugerează lucruri și dacă așa funcționează obiceiul, în vreo 5 ani ce fel de om devii? Nu? Nobil, stăpân pe sine, bun de pus manager, director, etc., pentru că reușește să rezolve cele mai complicate lucruri fără să-și piardă cumpătul. Ce fain! Deci astea ar fi ideea lui Dumnezeu. Facultățile inferioare nu sunt rele, sunt doar mai slab reprezentate neuronal. Deci asta este, mai reduse în resurse. Dacă gustul te mănânce și îmi vine să-i trag o palmă, am dus într-o noapte până în Slobozia, după niște câmpii din Câmpia Română, da, am dus un domn care la 11 noapte era pe marginea drumului, la o intersecție. Ciulnița pe acolo, dacă ați fost vreodată. Am oprit mașina, l-am invitat în mașină, bun, și ne-am luat la vorbă. Și omul spune, domnule, dar cum luați oameni la ora asta? Acum mă vedeți cât de Hercule sunt eu de felul meu, așa? Zic, domnule, depinde cine mă însoțește, adică, da. Și încep eu să-i spun că sunt cu Dumnezeu, chiar nu mi-e frică de nimeni și așa. Și omul își deschide inima și îmi spune, m-am liberat din închisoare. Nu pot să spun că chiar m-am simțit comod. Apropo de credința noastră în însoțirea lui Dumnezeu. Și după povesteam cu omul, îmi vedeam eu de drum, mă rugam cu partea de alta minții, Doamne, să nu-i dea vreo idee pe cap. Am ajuns în slop și omul îmi spune, îmi iubesc soția, mi-am iubit-o, de fapt, nu mai pot iubi pentru că nu mai este între cei vii. Ne-am certat, am împins-o. Știi, o clipă de nebunie. A alunecat de pe scaun, a căzut cu capul de colțul sobei din camera respectivă și a murit instantaneu. A ieșit după 12 ani de închisoare, după 12 ani de închisoare și era la mine în mașină. Și dacă în acel argument cu 12 ani în urmă ar fi gândit așa, băi, dar o iubesc. Mamă, când ne îndrăgostisem noi și când mergeam cu flori, și făceam rost de ciocolăți pe vremea lui Ceaușescu și așa. Și, băi, ce drăguță! Păi, acum face cam urât. Știți, doamnele, recunoașteți câteodată că se întâmplă, nu? Și astfel de faze în căminile noastre. Și noi, bărbații, mai facem câteodată urât, rău, da? Dar te gândești la alea frumoase. 1.200.000 de lucruri frumoase și un lucru urât, fain, cui pasă. Mai o înseruți o dată pe soție, o îmbrățișezi și așa îmi place fine când ai nervi din ăștia, că parcă e și mai interesantă, mai da, plină de viață. Și soția ce o să facă? Nu poți să arunce cu făcălețul după tine când o mai pupi o dată. Nu făcuse așa. I-a dat un brânci și a început să plângă în mașină, pentru că nu era un criminal, a fost un accident. L-am dus acasă, nu l-am mai lăsat. Am intrat în familia aceea, am încercat să stau de vorbă cu socrii lui. Să vedem dacă îl mai pot primi. Ieșise omul din închisoare și urma să locuiască în casa de unde omorâseră pe fiica acelei familii. Da, cum gândim, prieteni? Dumnezeu ne roagă, stăpâniți-vă cu facultățile superioare
stăpâniți-vă facultățile inferioare și deveniți ca mine. Vă ajut, vă iubesc. Asta e ideea. Și atunci, pe scurt despre evaluare, nu? Sărim peste acest slide pentru că durează prea mult. Ideea. Cercetează-te pe tine însuți. Pavel spunea foarte clar, Țefania spune la fel de clar, Iacov, de unde vin chestiile astea la noi în viață? De unde ne vină? Ce din poftele noastre care se războiesc în noi. Ia să ne mai liniștim noi un pic. Gata. Și alegem înțelept. Evaluările. Ce fel de persoană sunt? Bun. Și acum, doi. Alegem un țel sau un model. Ca cine vreau să ajung în următorii ani? Să presupunem că am mai trăit 3 ani. Nu știu dacă mai trăim o zi. Să presupunem, mai trăim 3 ani. Cum vrei să devii? Da? Și atunci sugestia a fi, zicea, și la aceasta ați fost chemați pentru că Hristos v-a dat o pildă să fim ca El. Ca să simplificăm treaba, asta e ideea. Au fost și alte minți și alte suflete și alte personalități marcante ale planetei. Putem să le luăm drept exemple posibile, dar exemplul exemplelor este Fiul lui Dumnezeu îmbrăcat în haină din aceasta omenească. Vă sugerez să evaluați acest posibil model. Dacă așa faceți, avantajul e că l-aveți la îndemână când o să porniți procesul ordonării minții. Despre asta vorbim. Ordonarea minții. Cum? Păi el însuși, modelul, este la butoanele transformării noastre. Dacă suntem de acord cu fiecare fază a procesului, iese superb, iese ca el. În Biblie citim de Ioan, ucenicul cel iubit, care era poreclit fiul tunetului, adică să te perească Sfântul să cazi pe mâna lui. Când se înfuria Ioan și cu fratele lui Iacov era jal. În 3 ani și jumătate de companie cu modelul desăvârșit, a ajuns ucenicul dragostei. L-a copiat într-un mod superb, l-a replicat pe Domnul Iisus. Asta ar fi ideea, prieteni, dacă vrem. Și de asemenea, nu, apropo de cine e acel model, el, nu, care când era batjocorit nu răspundea, care, ce noblețe, dar nu insistăm, deja îmi cer iertare că am luat prea mult din timpul dumneavoastră în seara asta. Zicea, el a purtat păcatele, ăsta e modelul. Pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru desăvârșirea Lui, pentru neprihănirea Lui. Țel de viață. Păi, Doamne, și vecinul zice că sunt prost. Lasă să zică, Doamne, nu știm cine e mai prost dintre noi doi. De ce să nu te răzbuni? Dă-i și tu, fă-i și tu. Nu, pentru că pe mine m-a iertat cineva gratis, așa că iert pe toată lumea, nu o să mă supăr niciodată pe nimeni, iubesc pe toți pentru că sunt iubit. Ce viață! Da. 3. După ce ți-ai stabilit modelul și ai rămas încântat că asta vrei, decizi cu voința. Știți, voința, nu? Șeful, regele, da? Asta vreau, Doamne. Deși imposibil pentru noi oamenii, prin Hristos se poate, devine posibil. Nu? Zice că și Dumnezeu este acela care vă dă și voința, da? Și îndeplinirea. Deci voința pe care noi să o exercităm e un dar de la Dumnezeu. Împuternicită prin rugăciune, prin comuniune cu Dumnezeu, ajungem stăpâni pe facultățile noastre inferioare. Și când îți vine să... Zici, mai bine dăm un răspuns drăguț. Uite așa să crepe satana de ciudă, că nu i-a mai mers. Ce fain! Cântăm, nu știu, decât să numărați până la 10, cântați ceva drăguț. Da, aduceți-vă aminte de lucrurile frumoase despre persoana în cauză. Ce frumos! Asta deja am vorbit, iar apoi, după ce am hotărât cu voința, următorul pas pe lista noastră, penultimul, era consecvența cu care luptăm pentru aceste lucruri. Caroline Leaf, din preună cu toți ceilalți doctori în științe ale gândirii, spunea că în 21 de zile, haideți că nu-i mult, nici măcar o lună întreagă, în 21 de zile se formează un obicei nou. Ca să fiu eu mai cricotaș, zic eu că obiceiurile spirituale, bune, nobile, de care am vorbit și aseară și astăzi, s-or forma într-o lună, nu în 21 de zile.
că suntem în structură răi, hai să zicem în 2 luni, dom'le, 60 de zile nu-i mult, să devii, adică cu dinții ne ținem de hotărârea că vrem să fim drăguți, nobili, cum am scris pe listă, nu? Stephen Covey scria în cartea Eficiența în 7 trepte, fă-ți o listă, cum vrei să fii, pune-ți un țel. Bine, ca Hristos, ăla-i modelul, stai un pic, cum se traduce? Așa, pe 20 de puncte, pe 40 de puncte, nu știu, lista dumneavoastră, mi-am scris-o, o am la mine. Noroc că nu știți cum se numește documentul, nici fiindul nu știe. E treaba mea. Dar e corect să facem, înțelept ce avem de făcut. Da? Și apoi să ne luptăm pentru acele valori. Cu Dumnezeu, spunea Pavel, pot totul, nu? În Hristos care mă întărește. Deci, apropo de această consecvență, tot Pavel la Corint le scrie în capitolul 9:26, alerg, dar nu ca unul care n-a știut încotro. Mă lupt cu pumnul, dar nu în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Adică asta am de făcut, acolo ajung. Consecvent. Luptăm pentru ea. Am căzut, nu-i nimic, mă ridic. Și până la urmă se fac alte automatisme bune. Dumnezeu binecuvintează. Scrie doamna Caroline Leaf în carte, zice, se șterg obiceiurile greșite, toxice, anterioare, pe care cu voința ta, în lobul frontal, le-ai declarat de șters. Creierul trebuie să conformeze, le șterge, durează. Și peste ele, creierul rescrie alte obiceiuri faine. Da? Și apoi, în tot acest percurs, avem nevoie de călăuzirea, de informarea, de ajutorul lui Dumnezeu prin rugăciune. Hai să luăm acest verset, zice, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și îți zic, nu te teme de nimic. Doamne, dar am greșit a 17-a oară, a 17.000-a oară, mi-e și rușine. Te ajut, te iert, rezolvăm, te iubesc. O trecem, o să ajungi unde vrei să ajungi, pentru că e bine țelul propus. Așa e Dumnezeu. Să simplifică viața, prieteni. Merită. Nu ne credeți pe noi. Verificați în experiența proprie. Așa cum un părinte călăuzește copilul, Dumnezeu zice, te iau de mâna dreaptă, să nu-ți fie frică de nimic. Iar apoi, ultimul punct, este referitor la putere. Cum reușim să și împlinim toate aceste lucruri? Pentru că sunt atât de mari că în puterea omenească nu reușim. Ei bine, Dumnezeu spune că putem dacă focalizăm corect, nu? Și dacă pornim cu credință și cu bucurie în parcursul respectiv. Bucurați-vă întotdeauna. Este ceea ce vă doresc cu toată inima în această seară. Pentru că la capătul alergării noastre, la acest sistem de gândire, capătul, dacă vorbim de un capăt, este de fapt începutul veșniciei. Să ajungem ca Domnul Hristos, să gândim ca El. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 2. Când îl vom vedea, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Adică planul lui Dumnezeu de a fi creați după chipul Lui, în 6.000 de ani ajunge la o împlinire absolută. Să ajungem din nou ca El. E oferta lui Dumnezeu pentru mintea și viața noastră veșnică. Vă doresc cu toată inima. Mulțumesc frumos!